În urmă cu câteva zile, Recorder a publicat o investigație despre afacerile din spatele celei mai grandioase construcții ridicate în România ultimilor 30 de ani, Catedrala Mântuirii Neamului. Un proiect pe care biserica și l-a asumat, dar pe care l-a finanțat într-o mare măsură cu bani publici. Mântuiește, Doamne, poporul tău și... Biserica a primit de la statul român 11 hectare de teren în centrul capitalei cu o valoare de piață de circa 180 de milioane de euro. Apoi, în ultimii 10 ani, a luat de la guvern, primării și consilii județene alte 120 de milioane de euro pentru ridicarea catedralei. Bani pe care i-a cheltuit fără transparență și după reguli pe care și le-a stabilit singură. Deși a lucrat cu bani publici, Patriarhia a ținut totul la secret și a refuzat în permanență să comunice cine sunt firmele care au primit contracte pe șantierul catedralei, câți bani încasează și ce prețuri au practicat pentru materiale. Recorder a descoperit că printre beneficiarii acestor contracte se numără inclusiv oameni politici aflați în strânse legături cu biserica. Adrian Videanu, fost vicepremier, fost ministru al economiei și fost primar al capitalei, a încasat peste 100 de milioane de lei prin firma sa, care a livrat marmură pentru Catedrala Națională. În ciuda dimensiunilor sale considerabile, proiectul catedralei reprezintă însă numai o parte din imperiul pe care Biserica Ortodoxă l-a construit sub conducerea Patriarhului Daniel. În 2007, când și-a început mandatul, noul patriarh deplângea situația financiară a Bisericii Ortodoxe. Deci, din punctul de vedere al disponibilităților financiare, Biserica Ortodoxă Română este foarte săracă. Din punct de vedere al banului, al productivității care să ne aducă imediat un ban, este foarte săracă în raport cu cât ar trebui să ajute. De atunci, biserica a trecut printr-un amplu proces de reorganizare care a ajutat-o să-și sporească averea în mod semnificativ. În ultimii 12 ani, proprietățile Patriarhiei au crescut de peste 80 de ori, de la 10 la 820 de milioane de lei. Veniturile anuale ale Patriarhiei au crescut și ele de 4 ori, ajungând până la 112 milioane de lei. Conform ultimelor date disponibile la Ministerul Finanțelor, episcopiile, arhiepiscopiile și mitropoliile ortodoxe mai adună și ele venituri totale de 590 milioane de lei pe an. La aceste sume se adaugă și veniturile miilor de biserici și mănăstiri de pe tot cuprinsul țării, pentru care statul român nu deține date exacte. Această prosperitate fără precedent se bazează în primul rând pe o viziune nouă, impusă în mandatul Patriarhului Daniel, aceea că biserica trebuie să absoarbă cât mai mulți bani publici. Această viziune este pusă în practică printr-o rețea de influență care acționează în zona politică și în fruntea căreia se află însuși Patriarhul Daniel.